ascultați-mă, lucrurile sunt limpezi. Asistăm la un circ ieftin prin care PSD-ul se folosește de membrii ai Partidului Național Liberal, care încă sunt membri ai Partidului Național Liberal, care, în mod evident, că nu fac altceva decât jocul adversarului politic, sunt într-o postură de marionete. Pentru mine lucrurile sunt clare. Cine este în Partidul Național Liberal se află în stare de război total cu mafia roșie. Cine este în Partidul Național Liberal nu mai vorbește așa cum mint cei de la PSD despre existența USL. Cine este în Partidul Național Liberal se opune cu toată forța oricărui proiect de apărare a baronilor corupți, oricărui proiect de sărăcire a României, oricărui proiect prin care democrația românească, drepturile și libertățile cetățenești să fie puse în pericol.